Haite de lupi au fost observate în pădurea din preajma satului rezent din raionul Ialoveni. Despre asta a anunțat administrația întreprinderii Silvo Cinegetice, care le cere localnicilor să-și țină animalele domestice închise în ocoale pe timp de noapte. Pădurarii confirmă că au fost surprinse câteva haite formate din 3 și 5 lupi. Animalele sunt monitorizate, iar silvicultorii dau asigurări că lupii nu s-au apropiat prea mult de gospodările oamenilor. În acest an, lupii au intrat în stânele din raionul Ungheni. Managerul cinegetic al subdiviziunii teritoriale Ungheni a Societății Vânătorilor și Pescarilor, Vitalie Cracan, ne-a comunicat că în luna ianuarie 40 de oi au fost spuciate de lupi în satul Bogenii Noi, iar lângă satul Sinești, 8 oi au fost omorâte de lupi acum două săptămâni.